ziua și bine v-am găsit, sau mai bine spus, regăsit la această a doua convocare a consilierilor locali, declarația deci la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. Numele meu este Neagu Roxana Daniela, sunt consilier juridic în cadrul instituției Prefectului Județul Bacău, compartimentul Corpului Control al Prefectului. Această zi, cu această ocazie, reprezint Prefectul Județului Bacău la ședința de constituire a noului Consiliu Local al Comunei Părgărești. Voi începe prin a vă da citire ordinului Prefectului Județului Bacău, domnului Ioan Ghica, cu privire la convocarea consilierilor locali, declarația aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, pentru ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Părgărești, Județul Bacău. Având în vedere procesul verbal din ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Părgărești numărul 13.226 din 27 iunie 2016, prevederile articolelor 30, 35, 54, 57, 59 și 60 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, prevederile articolului 2 aliniatul 3, articolului 6, 6 indicii 1, 7 și 14 din Legea 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali, prevederile articolelor 1, 9, articolelor 11, 13 și 15 din Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a Consiliilor Locale aprobat prin Ordonanța Guvernului 35 din 2002, prevederile articolului 6 aliniatul 2 litera B din hotărârea Guvernului 460 din 2004 pentru aplicarea unor prevederi ale legii numărul 340 din 2004, în temeiul articolului 26 din legea 340 din 2004 privind prefectul și instituția prefectului, emit următorul ordin. Se dispune a doua convocare a consilierilor locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, în ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Pârgărești, pentru miercuri, data de 29 iunie 2016. Ședința de constituire va avea următoarea ordine de zi. 1. Alegerea Comisiei de Validare. 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primar. 7. Alegerea viceprimarului. Și 8. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Pârgărești. Acestea fiind spuse, voi continua ședința de astăzi, când ai dat cuvântul doamnei secretar al Comunei Pârgărești, care a îndeplinit și funcția de președinte al Biroului Electoral de Circunscripție Locală Pârgărești, să vă prezinte procesul verbal conținând rezultatele alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. Atât pentru Consiliul Local, cât și pentru primar. Da. Da, începem cu Consiliul Local. Da. Deci, conform procesului verbal, numărul total de alegători prevăzut în listele electorale de circunscripție 3.869, numărul total de alegători potrivit listelor electorale permanente 3.856, numărul total de alegători potrivit copiilor de pe listele electorale complementare 1, numărul total de alegători potrivit listelor electorale suplimentare 12, număr total de alegători în cazul sărora s-a folosit o urna specială 0, număr total de alegători care s-au prezentat la urne 1697, număr total de alegători care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale permanente 1685, număr total de alegători care s-au prezentat la urne înscriși în copii de pe listele electorale complementare 0, număr total al alegătorilor care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale suplimentare 12, număr total al alegătorilor care s-au prezentat la urne în cazul în care s-a folosit urna specială 0, număr total al voturilor valabile exprimate 1542, voturi nule 155, buletine de vot primite 4201, număr buletine de vot neîntrebuințate 2504. Număr total de voturi valabile exprimate obținute de fiecare listă de candidați.
Partidul Național Liberal 706, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 568, Partidul Social Democrat 105, Partidul România Unită 63. Și lista de consilieri cărora li s-au atribuit mandate. Iulișca Victoria, Partidul Național Liberal, Votoc Gabriel, Partidul Național Liberal, Dorvoș Vicențiu Florin, Partidul Național Liberal, Degenaru Nicu, Partidul Național Liberal, Bucucar Daniela, Partidul Național Liberal, Adam Michi, Partidul Național Liberal, Gheorghiță Marius Gabriel, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Tifan Daniel, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Lenghe Mihai Emil, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Bortoș Gabriela, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Valente Bugel, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Dorvoș Valentin, Partidul Social Democrat și Unguru Viorel, Partidul Social Democrat. Lista supleanților. 1. Alexe Ambrozie, PNL, Bortoș Cornel, PNL, Rotaru Ciril, PNL, Rotaru Marian, PNL, Alexe Geru, PNL, Adam Raimond, PNL, Adam Pavel, PNL, Anton Silvica, PNL, Amardei Mihaela Gabriela, PNL, Pușber Zoltan, PNL, Rotaru Agneza, PNL, Bodea Gheorghe, ALDE, Rotaru Raimond, ALDE, Alexe Mihaela, ALDE, Galu Ludovic Iacob, ALDE, Adam Lucian, ALDE, Sima Gabriel, ALDE, Adam Marius, ALDE, Dorea Consacru Petrișor, ALDE, Galu Maria, ALDE, Pudău Cristinel, ALDE, Colța Anton, ALDE, Peter Augustin, ALDE, Pavelion, PSD, Dorian Ștriu, PSD, Legenarul Ligia Mirela, PSD, Matina Șarian, PSD, Dorboș Raimund, PSD, Bărgarul Cornel, PSD, Dorboș Mijaela, Joachim Lătrămioara, PSD, Cojucarul Valentin, PSD, Legenarul Vicențiu, PSD, Botoș Antoneța Tereza, PSD, Tudor Neculai, PSD, Andioaie Viorel, PSD, Lenghen Cornel, PSD. Aceasta este situația prevăzută în procesul electoral, de circunscripție, pentru Consiliul Local și pentru funcția de primar. Număr total alegător prevăzut în listele electorale de circunscripție 3869. Număr total de alegători potrivit listelor electorale permanente 3956. Număr total de alegători care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale din circunscripție electorală 1697. Număr total al voturilor valabile exprimate 1604. Număr total al voturilor nule 93. Număr buletine de vot chimite 4200. Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate 2503. Situația voturilor valabile exprimate este următoarea. Iulișca Victoria, Partidul Național Liberal, 730. Gheorghiță Marius Gabriel, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, 661. Dorvoș Valentin, Partidul Social Democrat, 157. Paiu Viorel, Partidul România Unită, 57. Doamna Iulișca Victoria, deci a fost declarată candidatul declarat ales cu 730 de voturi. Da, mulțumesc, doamna secretar. Înainte de a intra în, efectiv în lucrările ședinței, permiteți-mi, vă rog, să prezentăm și invitații participanții la această ședință în afara consilierilor locali și a doamnei primar. Atât cât cunosc eu pe domnul Marius Gheorghiță, fostul dumneavoastră primar și actual vicepreședinte al Consiliului Județean și vă puteți mândri că, din rândurile dumneavoastră, aveți un astfel de reprezentant la nivelul instituției Consiliului Județean Bacău. Invit aici, vă rog frumos. Și cu siguranță avem invitați reprezentanța partidelor politice, da? Domnul Mulescu, vicepreședinte al de Bacău, suntem unde de dânsul și domnul oratul de la PSD. Reprezentant zonal PSD Bacău.
Mulțumim, domnul. Și așteptăm să mai vină. Mai așteptați invitați? Mai așteptăm să ajung până la sfârșitul ședinței. Să sperăm. Acestea fiind spuse, îl invit aici să preia conducerea lucrărilor ședinței de astăzi pe decanul de vârstă dintre consilierii locali. Alipsa în rogie. Da, dumneavoastră? Da, acolo. Poate să stai lângă mine, poate să stai așa acolo. Dânsul va fi asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, da? Da, pe Genadu Nicu și Sultanul Daniel. Veniți aici, pe primele două scaune. Dar pentru mai mult operativitatea și oricine dacă puteți de acord, ca lucrările este de... Da, lucrările sunt conduse de președintele de ședință, dar voi parcurge eu procedura, da, ca să fie mai operativ. Dar nici am lasă, dar unde președinte. Lista de prezență, doamnă, mai acceptat. Acum, prezent, a convocat, a convocat, și în spate este lista de prezentări. Este domnul Dorboș Vincențiu Valentin, motivat, da, este plecat, da, în interesul serviciului din străinătate. Eu vă face prezența, ca să știu dacă avem vorul pentru această ședință. Adam Michi, PNL. Domnul Alexe Ambrozie, PNL. Prezent. Domnul Balint Eugen Alde. Prezent. Domnul Bejenaru Nicu, PNL. Prezent. Domnul Bodea Gheorghe Alde. Prezent. Domnul Bortoc Gabriel, PNL. Prezent. Doamna Bortoș Gabriela Alde. Prezent. Doamna Butucaru Daniela, PNL. Medina, da? Domnul Dorboș Valentin, PSD. Prezent. Domnul Dorboș Vincențiu Florin, care lipsește motivat. Domnul Lenghe Mihai Emil. Prezent. Domnul Gripan Daniel Alde, și aveți și domnul Lenghe. Și domnul Unguru Viorel, de la PSD. Din totalul consilierilor aleși, în număr de 13, sunt prezenți 12, ceea ce înseamnă mai mult de două treimi, situație în care ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. A trebuit din nou să vă citesc ordinea de zi, dar tocmai am dat citire așa încât o să sărim peste partea aceasta, dar ați reținut care sunt punctele. O supunem la vot, da? Supunem la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Doar votează doar consilierii. Deci când întreb cine este pentru, când supunem la vot, se votează doar consilierii locali. Deci cine este pentru, împotrivă, abține. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Trecem la primul punct al ordinii de zi, alegerea comisiei de validare. Potrivit prevederilor articolului 31 aliniatul 2 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală, consiliile locale aleg prin vot deschis dintre membrii lor pe întreaga durata mandatului o comisie de validare constituită din 3-5 consilieri locali. Alegerea membrilor comisiei se face individual prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți. Având în vedere, cred că sunt în acord cu consilierii locali, având în vedere că dumneavoastră compuneți Consiliul Local număr de 13, propun ca această comisie la Consiliul Local Părgărești să fie compusă din 3 membri. Da? Știu de pe vremea când eram secretar aici, că așa era comisia de validare din 3 membri și așa a rămas. Da? Sunteți de acord? Supunem la vot. Comisia de validare să fie compusă din 3 membri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Dar fiind faptul că ați aprobat cu unanimitate ca această comisie să fie compusă din 3 membri, vă invit să faceți propuneri, domnilor consilieri, vă invit să faceți propuneri individuale pentru completarea comisiei de validare. Vă rog, propuneri.
Am să vă sugerez, având în vedere că există trei partide, fiecare formație să își desemneze un reprezentant ca să fie unul. Să fie echitabil. Ungurul Viorel. De la PSD. Dumneavoastră, când propuneți pe domnul Ungurul Viorel. De la Ardelen Ieremir. De la Ardelen Ieremir. Și de la... PNL. PNL. De Bortul Gabriel. Da. Supunem la vot propunerile dumneavoastră individual. Cine este pentru domnul Unguru? Cine este împotrivă? Abțineri. Cine este pentru domnul Lenghen? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Cine este pentru domnul Porto? Pentru? Împotrivă? Abțineri. Imediat. Tocmai ați aprobat prima hotărâre a Consiliului Local al Comunei București, cu unanimitate de voturi, hotărârea privind aprobarea constituirea Comisiei de Validare a Consiliului Local. Dumneavoastră, domnilor consilieri, cei trei care faceți parte din Comisia de Validare, trebuie să vă desemnați un președinte și un secretar. Da? Deci dumneavoastră, cei trei, vă retrageți să analizați dosarele consilierilor locali ale căror mandate sunt supuse validării, timp în care vă veți desemna și un președinte și un secretar. Vă invit împreună cu doamna secretar să vă retrageți, să analizați aceste dosare și să vă întoarceți cu procesul verbal, să vă întoarceți cu procesul verbal și cu propunerea pe dumneavoastră de validare, respectiv de invalidare ale mandatelor. Da. Nu alegi care nu este președinte. Deci, ca să ia președinte. Da, și bine, aici se întoarce la președinte, președintele Comisiei de Validare, care va prezenta procesul pe bani și propunerile pe care le-a făcut. Da. Legale cu privire la validarea mandatelor de consilieri locali. Pe baza dosarelor, în ordine alfabetică, Comisia elaborează propuneri de validare sau de invalidare a mandatelor, propuneri care se consemnează într-un proces verbal. Dacă primarul la cărui mandat a fost validat prin hotărâre judecătorească a fost ales și consilier și optează pentru funcția de primar, sau dacă consilierii care dețin funcții incompatibile conform legii 161 din 2003 optează în scris pentru renunțarea la funcția de consilier, va fi examinat în vederea validării dosarul supleantului, respectiv supleanților, de pe aceeași listă. Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de Comisia de Validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condițiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală consemnată de biroul electoral de circumscripție locală. Consilierii care lipsesc motivat pot fi validați în lipsă, să declarăm o astfel de situație. Dacă până la data validării unui candidat declarat ales nu mai este membru al partidului pe a care lista candidat, se validează următorul candidat din lista respectivului partid la cererea scrisă a partidului. Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți, cu precizarea că consilierul local al cărui mandat este supus validării nu votează. Da? Deci dacă în alte situații votează, o să vedeți la viceprimar, la Comisia de Validare, s-a putut vota el pe el, la validare se abține, nu votează, astfel încât din 12 voturi, dacă un consilier este absent, noi la fiecare propunere de validare vom avea 11 mânuțe sus, da? Dacă sunt condițiile. Da, numai la domnul Dorcoș, Vincențiu. Am făcut precizarea, da? Că este absent și se va valida în lipsă, urmând ca la prima ședință să depună și jurământul. Da. Suntem la ședință. Da. 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 Domnul președinte al Comisiei de Validare. Domnul Porto Gabriel. Vă rog, da. Vă rog veniți să aici? Ne prezentați procesul verbal. Da. Da, da. Să știți
ședință de constituire din data de 29.06.2016, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 din legea administrației publice, la care numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, legalitatea regilor consilierilor. Comisia constată că au fost respectate disposițiile legale și că nu sunt cazuri de invalidare. Faptul pe care am hotărât să propună invalidarea tuturor celor 13 consilieri conform tabelului anexat. Da, vă rog să dați și tabelul. Da, numele și prenumele sunt unul. Adam Michi, PNL. 2. Alexia Ambrozie, PNL. 3. Bani Eugen Alde. 4. Bezunare de Zupărăreni. 5. Bani Eugen Alde. 6. Bortul Gabriel PNL, 7. Bortul Gabriel ALDE, 8. Butucaru Daniela PNL, 9. Dorboș Valentin PSD, 10. Dorboș Vicențiu Dorin ALD. Am ieșit eu? Da, nu e nimic pe mine. Dorboș Vicențiu Dorin PNL, Renie Emil. Regi Mia Emil Alde, Trifan Daniel Alde, Omul Viorel PSD. Da, mulțumesc. Da, da, să vă da. Cu particularitatea, da, doamna secretar, că vom avea validare de supleanți, motivat de faptul că doamna primară a candidat și pe lista de consilieri, da, și și-a manifestat opțiunea în scris pentru mandatul de primar. Astfel încât, cu confirmarea scrisă a organizației județene de partid, este validat supleantul de pe lista PNL-ului și, în situația domnului Viorghiță Marius, da, care a candidat atât pe lista consilierilor locali, cât și județieni, a candidat pentru mandatul de consilier județean, a fost validat ca și consilier județean și, în cadrul aceleași ședințe de joia trecută, a ales vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău. Mai avem și alte situații, demisii sau nu? Nu, nu, în situații de vacanță a mandatului de consilier local și de validare a supleantului. Da. Voi proceda la supunerea la vot a fiecărui consilier în parte, a cărui validare a fost propusă de către Comisia de Validare. Deci voi supune la vot. Domnul Adam Michi, PNL. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Deci nu votează consilierul al cărui mandat este supus validării. Domnul Alexe Ambrozie. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Domnul Balint Eugen, cine este pentru? Împotrivă, abține. Domnul Bejenaru Nicu, cine este pentru? Împotrivă, abține. Domnul Bodea Gheorghe, cine este pentru? Împotrivă, abține. Domnul Bortov Gabriel, cine este pentru? Împotrivă, abține. Doamna Bortoș Gabriela, cine este pentru? Împotrivă, împotrivă? Nu, nu. Împotrivă și v-ați oprit. Sus, la împotrivă, abține. Doamna Butucaru Daniela, cine este pentru? Împotrivă, abține. Domnul Dorcoș Valentin, cine este pentru? Împotrivă, abține. Domnul Dorcoș Vincențiu Florin, cine este pentru? Împotrivă, abține. Domnul Lenghen Mihai Emil, cine este pentru? Împotrivă, abține. Domnul Trifan Daniel, cine este pentru? Împotrivă, abține. Domnul Unguru Viorel, cine este pentru? Împotrivă, abține. Fiind validate mandatele a 12 consilieri care reprezintă mai mult de 2/3 din numărul total al consilierilor locali, Consiliul Local al Comunei Bârgărești este legal constituit și a adoptat astfel cea de-a doua hotărâre, hotărârea numărul 2. În continuare, urmează depunerea jurământului de către consilieri ale căror mandate au fost validate. De asemenea, vă voi prezenta anumite aspecte legale cu privire la depunerea jurământului. Consilierii a căror alegere a fost validată urmează să depună jurământul potrivit articolului 32 și articolului 34, corectat cu articolul 8 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale. Procedura va fi următoarea. Doamna secretar, dă citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta în ordine alfabetică în fața mesei amenajate pe care se află Constituția și Biblia.
Consilierul va pune mâna stângă, atât pe Biblie, cât și pe Constituție, și va... Am înțeles, da, da. Și va pronunța cuvântul jur, după care va semna jurământul în două exemplare originale. Unul va fi, înmânat consilierului local, iar cel de-al doilea va fi îndosariat la dosarul de ședință. Consilierii care se declară atei sau care au altă credință decât cea creștină pot depune jurământul fără formula religioasă. Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt declarați demisionați de drept. Tot așa vom proceda în ordine alfabetică, după ce doamna secretar citește textul jurământului. Sau dacă dumneavoastră doriți ca fiecare parte să citească jurământul... Nu. Cum doriți dumneavoastră? Să fie cât mai scurt, spuneți cuvântul jur cu mâna pe Constituție și pe Biblie. Doamna secretar, vă rog frumos să citiți textul jurământului, iar doamna onorată asistență, vă rog să vă ridicați în picioare. Semnatul Adam Michi, Alexia Ambrozie, Balint Eugen, Bezenar Michi, Botea Gheorghe, Botor Gabriel, Botor Gabriela, Butucar Daniela, Dorcoș Valentin, Domnul Vicențiu Florian, Lenghe Mihai Emil, Stefan Daniel, Unguru Viorel, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârgărești de Subatou, în conformitate cu prevederile ale 22. Aliniatul 1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să mi-așter Dumnezeu. Adam Michi. Avem și certificatele dovedite, da, da, toate sunt, și le dau o dată. Și certificatul, da, doveditor, da, al unității de ales local. Puneți mâna. Acum, ce se mai? Aici? Mai nasul, mai... Emoții, mai...
Felicitări. Felicitări și succes. Putucar Daniela. Felicitări. Succes. Domnul Valentin. Mulțumesc. Care pune jurământul în ședința următoare? Da. Așa, Linghe Mihaelie. Jur. Felicitări. Ivan Daniel. Și proiecte care urmează să fie finalizate. Să duceți la bun sfârșit mandatul cu care ați fost încredințați de către alegători, să reprezentați cu demnitate și cu onoare cetățenii care v-au acordat și pe cei pe care și pe cei care v-au ales, dar și pe cei care nu v-au ales deopotrivă. Și să dea Dumnezeu să ne vedem peste 4 ani în aceeași formulă sau în alta, dar în oricare ar fi ea, să aveți puterea să vă uitați în ochii alegătorilor dumneavoastră și să aveți conștiința împăcată că v-ați dus la îndeplinire mandatul și că ați făcut tot ce v-a stat în putință să dezvoltați Comuna Părgărești. Prima parte a ședinței tocmai a fost epuizată. Trecem la partea a doua și începem cu alegerea președintelui de ședință. În conformitate cu dispozițiile articolului 35 din legea 215 din 2001, Consiliul Local Constituit alege cu majoritatea consilierilor în funcție pentru o perioadă de cel mult 3 luni un președinte de ședință. Da? Propuneri. Eu îl propun pe domnul Alex. Alex. Domnul Alex, da. Să rămân aici. Da. Timp de 3 luni. Devine regulator fiecare. Bineînțeles. Da. Pe 4 ani aveți timp să treceți de mai multe ori pe aici, la prezidiu. Da. Mai sunt și alte propuneri pentru președintele de ședință? Nu. Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Constat că ați adoptat cu unanimitate de voturi hotărârea numărul 4 privind alegerea președintelui de ședință în persoana domnului Alexe Ambrozie. Așa că rămâneți în continuare aici, lângă mine, da? Și vă urez mult succes! Primele 4 hotărâri adoptate în ședința de astăzi vor fi semnate de
președintele de vârstă, da? Deci veți semna, da, dar în calitate de președinte de vârstă, iar pe celălalt în calitate de președinte de ședință. Asta e, așa este procedura. Dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, să transmiteți un gând colegilor noastre, o urare. Mulțumesc pentru că m-ați ales și că ați ales și că mi-a zis mai interesant. Să fim operativi. Da. Mulțumesc. Și eficienți. Da. Da. Și eficienți, da. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, prezentarea validării alegerii primarului. Vă voi da citire sentinței civile, numărul 1684, per C, pronunțată de judecătoria Onești, în dosarul numărul 3520/270/2016, la data de 24 iunie 2016. Instanța de judecată. În baza articolului 58 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001 republicată, a pus pe rol validarea alegerii primarului în circumscripția electorală numărul 65 Comuna Bârgărești, județul Bacău, ca urmare a rezultatelor alegerilor locale organizate la data de 5 iunie 2016. Potrivit textului de lege sus menționat, validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor în Camera de Consiliu a Judecătoriei în cărei gază teritorială se află comuna sau orașul, de către un judecător desemnat de președintele judecătoriei, după îndeplinirea prevederilor articolului 38 aliniatul 1 și aliniatul 1 indice 1 din legea 334/2006. Din dosarul prezentat rezultă că la alegeri au fost înscriși un număr de 3869 alegători, iar ca urmare a votării, numărul voturilor valabile exprimate a fost de 1604. În conformitate cu prevederile articolului 101 aliniatul 2 de legea 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabile exprimate. Din procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru funcția de primar, rezultă că reprezentantul Partidului Național Liberal, doamna Iulișca Victoria, a obținut cel mai mare număr de voturi valabile exprimate, respectiv 730 de voturi. Dispozițiile articolului 58 aliniatul 1 din legea 215 din 2001 fac trimitere la dispozițiile articolului 38 aliniatul 1 și 1 indice 1 din legea 334 din 2006, cu modificările și completările ulterioare. Instanța reține că în varianta republicată a legii 334 din 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, dispozițiile cuprinse în articolul 38 aliniatul 1 și 1 indice 1 sunt cuprinse în articolul 47 aliniatele 1 și 2, având următorul conținut. În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligați să depună la autoritatea electorală permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți, precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoțite de declarațiile prevăzute la articolul 28 aliniatul 9. Autoritatea electorală permanentă asigură aducerea la cunoștință publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români, aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale pe măsură ce acestea sunt depuse prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, partea 1. În Monitorul Oficial numărul 460 din 21 iunie 2016, Autoritatea Electorală Permanentă a publicat lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care au fost depuse rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, conform articolului 47 aliniatul 2 din legea 334 din 2006. În lista partidelor se află și Partidul Național Liberal. Apreciind că sunt îndeplinite condițiile articolului 58 aliniatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, instanța va dispune validarea alegerii candidatului Iulișca Victoria în funcția de primar al comunei Bârgărești. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște. Admite propunerea biroului electoral al circumscripției electorale numărul 65 a comunei Bârgărești, județul Bacău. Validează alegerea doamnei Iulișca Victoria în funcția de primar al comunei Bârgărești, județul Bacău. Definitivă, dată în Camera de Consiliu și pronunțată în ședința publică din data de 24 iunie 2016.
O felicităm pe doamna primar. Personal și în numele domnului prefect Ioan Ghica îi urez un mandat plin de realizări. Multă sănătate, putere de muncă știu că are, o cunosc de câțiva ani. Avem încredere că expertiza în administrația publică locală va fi de mare folos și că va duce la bun sfârșit mandatul care a fost încredințat. Multă sănătate și să aveți împlinire! O invit pe doamna Iulișca Victoria să depună în fața dumneavoastră jurământul de credință. Pentru acest moment o să ridicăm în picioare. Dați-vă eu mă puteți scuze de jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Jurământului, declar investit în funcția de primar al Comunei Pârgărești pe doamna Iulișca Victoria. Place, da? Da. Încă o dată felicitări. Mulțumesc. Și vă dau cuvântul dacă doriți și emoțiile nu v-au acoperit. Dragi invitați, dragi consilieri locali, vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Mulțumesc tuturor cetățenilor de asemenea. Azi ne-am constituit ca Consiliu Local. Nu mai avem nicio culoare politică, dragi consilieri. De acum noi trebuie să facem tot ce este bine pentru cetățeanul nostru de rând. Așa că dânsii eu mi-au dat votul de încredere, noi trebuie să pornim la drum. Nu vrem discuții, războaie, chiar vreau pace, liniște și o colaborare foarte bună. Nu pot să spun că n-am avut și înainte, asta a fost rolul, rostul vieții, așa se întâmplă în viață, așa că nu am cu nimeni nimic și doresc să continuăm. Tot ceea ce s-a început să le terminăm, iar ce vom începe, la fel să le finalizăm. Peste 4 ani poate fi altcineva în locul meu aici, cu cea mai mare plăcere, ne promovăm tineretul din comunitate și vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți o precizare, ca să promovați tineretul, vă recomand întâi să-i aduceți acasă. Da, așa este. Vom încerca și posibilitatea asta. Să întineriți, să dați alt suflu comunității. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, alegerea viceprimarului. Avem materialele pregătite, doamna secretar. În conformitate cu prevederile articolului 57, articolul 3 din legea 215 din 2001, una din atribuțiile consiliilor locale este și aceea de alegerea viceprimarului. Viceprimarul își păstrează statutul de consilier local fără a beneficia de indemnizația aferentă, conform articolului 57 alineatul 7 din legea 215 din 2001. Viceprimarul se alege prin vot secret, conform articolului 11 din ordonanța Guvernului 35 din 2002, pe bază de buletin de vot. Vă prezint buletinul de vot. Așa arată el. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care fiecare își va exercita votul secret prin înscrierea cuvântului da în patrulaterul din stânga. Da? Propunerile pe care le veți face vor fi înscrise în buletinul de vot în ordine, iar dumneavoastră, în cabina de vot, vă veți exercita opțiunea prin înscrierea cuvântului da, conform preferinței pe care o aveți.
propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului respectiv și se face de către oricare dintre consilieri sau de către grupurile de consilieri. După exercitarea votului, buletinul se împăturește acolo, în cabina de vot, și se introduce în urnă. Aceasta este urna. Este goală. Puteți vedea. Goală? Da. Confirmat domnul președinte de ședință? Da. Și se va desface aici. Va fi declarat ales ca viceprimar consilierul care a obținut votul majorității consilierilor locali în funcție. În situația în care nu se va întruni această majoritate, se organizează un tur 2 de scrutin, în urma căruia va fi declarat viceprimar consilierul local care a obținut numărul cel mai mare de voturi. Mai avem o situație, situația de balotaj, dacă ajungem la ea, o să vă prezint la momentul respectiv. După aceste precizări, am rugămintea să faceți propuneri pentru funcția de viceprimar. Vă rog. Din partea Partidului Național Liberal, eu aș propune pe domnul Borto Gabriel ca viceprimar. Mulțumesc. Da, vă rog, altă propunere. Din partea ALDE PSD, eu propun pe doamna Bortoș Gabrielă ca pe viceprimar. Pe doamna Bortoș Gabrielă. Da. Mai sunt propuneri pentru funcția de viceprimar al Comunei Părgărești? Nu. Nu. Doamna secretar, v-am scrie, da, scrie propunerile. După care veți primi tot în ordine alfabetică, da, câte un buletin de vot. O să ajungeți cam greu la cabină, dar o să vă ajute colegii noștri. O să vă parcă în dreptul opțiunii unii, ca să nu avem discuții și să nu vă anulați buletinul de vot, da? Să fim operativi și să nu repetăm alegerile până ajungem la amânarea acestui punct, doamne ferește, doamne ferește. În dreptul opțiunii dumneavoastră, cuvântul da. Da? Pentru lipsă de echivoc, vreți și cuvântul nu în dreptul celuilalt candidat pe care nu-l doriți sau complicăm lucrurile? Nu, deci rămâne da. Da, da și punct. Nu, au fost și situații în care s-a dorit cu da și nu. Prezentam datoria să vă spun. Noi păstrăm în caracterul secret al votului, da? Generalul Nicu. Da, sunteți aproape.
Are mai mult obstacole ca la cea scurtă. Domnul Borto Gabriel. Thank you.
acestea fiind spuse, vă rog, doamnelor și domnilor consilieri, să vă desemnați 3 consilieri locali care să asiste la numărarea voturilor din, din partea fiecărui partid. Da? Tot așa. Domnul Vejenar, din toate, mai îmbrate să mai facem el. Pe cine ați spus? Domnul Vejenar, din toate. Domnul Vejenar, dar vreau să vină aici, dacă el deși de spate, la altul, să-ți așa. Domnul Lenger și al treilea? Domnul Doru era. Domnul Doru. Da, domnul Doru. Da, cercă-ți. Descurcă. Ia, Domnul Bejelan,
Domnul Bodea Gheorghe. Să vă mulțumesc.
Să știi. Împotrivă, abține.
Și vă mai supun aprobării domeniile de specialitate. Cine este pentru? Pe care le-am citit anterior. Împotrivă? Abțineri. În continuare, vă invit, doamnelor și domnilor consilieri, să faceți propuneri pentru prima comisie. Buget finanțe. Da? Din partea Național Liberal, eu propun pe domnul Porto, domnul viceprimar, pe mine, pe Genaru, și pe locul 3, domnul Dorbăș, care nu este la mai astăzi. Domnul Dorbăș, mai sunt doi membri aici. Mai trebuie două. Da, de la Alde Lenghe Lemi. Da? Și de la PSD, pe Dorbăș Valentin. Pentru comisia a doua, propuneri. Pentru comisia de administrație publică, da, de din partea PNL-ului voi propune pe domnul Alexia Brozi și pe domnul Adam Michinș la comisia. Pentru comisia a doua comisie. Mai trebuie trei nominalizări. Bortoș Gabriela, Domnul Bali. Supunem la vot componența primei comisii. Spuneți-o încă o dată. Deci, Borto Gabriel, Bejenaru, Mincu, Borboș, Bicetiu, Florin, Lenghe, Mihai, Emil, Borboș, Valentin. Dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Pentru cea de-a doua comisie. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice a tuturor cetățenilor. Alexia Ambrozie, Adam Michi, Bortoș Gabriela, Trifan Daniel și Unguru Fiorel. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Comisia pentru Învățământ, Cultură, Tucaru Daniela, Bodea Gheorghe și Balint Eugen. Cine este pentru? Împotrivă. Rezultatul alegerii dumneavoastră va fi consemnat în numărul articolul 6, cu precizarea că în prima ședință va trebui să vă desemnați președintele și secretarul pentru fiecare dintre cele trei comisii. Da? La nu acum, dar în prima ședință. Domnul președinte, în numele dumneavoastră, înainte de a prezenta lucrările ședinței de astăzi închise, invităm pe participanții la ședință, dacă doresc să adreseze un gând, o urare cu domnilor consilieri, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, doamna președinte, da. Dorița Lungu. Bună ziua, doamna primar, domnule vicepreședinte, domnilor, dragi colegi, am ținut neapărat să fiu astăzi aici pentru că doamna este singurul primar femeie al Partidului Național Liberal și evident că pentru mine a fost o mare bucurie alegerea dumneavoastră sale ca și primar al acestei comuni. Știu sigur că merită. Știu sigur că merită pentru că este o femeie hotărâță, frumoasă, deșteaptă. În momentul în care a pus prima dată piciorul în biroul meu, am zis, vă amintiți doamna primar, sunt sigură că veți fi primarul acelei comune pentru că aveți profilul cerut. Hotărâtă și o persoană care sunt convinsă că va ști să facă echipă cu dumneavoastră toți, consilieri locali, indiferent de culoarea politică. Pentru că administrația trebuie să fie făcută pentru cetățeni. Și fără patos, cu proiecte îndrăznețe,
Vă doresc multe mandate, câte puteți dumneavoastră duce, dar nici atât de multe încât să vă epuizați, pentru că la un moment dat, oricine ajunge la o limită, când nu mai produce. Vă doresc înțelepciunea să înțelegeți acel moment. Mult succes! Mult succes tuturor! Și atunci când voi mai trece pe aici, să văd aceeași stare de emoție și de dorință de a face lucruri bune în această comună. Mulțumesc încă o dată pentru tot, doamna primară. Cu cea mai mare plăcere vă așteptăm, pentru că și dumneavoastră, intrând în acel birou și cu o anume persoană, la fel mi-ați insuflat o încredere și mi-ați spus că voi reuși. Și am jucat în așa fel încât să câștigăm pentru binele comunității, pentru binele cetățeanului. De 20 de ani lucrez în administrație și tot timpul asta am vrut să fiu în slujba celui de lângă mine și mai ales acelui nevoiaș de lângă mine care nu știe, nu cunoaște. Noi trebuie să-i informăm, să-i consiliem și poate pe moment nu putem să le rezolvăm problemele. Dar omul, dacă a plecat înțeles de la tine, el spune că i-ai și rezolvat problema și pleacă râzând. Asta doresc, ca și în primărie să vină cetățeanul cu plăcere, să ne caute cu plăcere, atât pe mine cât și pe consilierii noștri. La prima ședință o să discutăm și cu domnul consilier, pentru că rolul de consilier nu este numai să te prezinți la ședință, trebuie să vii cu propuneri, trebuie să fii, sigur că și propuneri, dar să vii și cu soluții. Și categoric vom face o echipă bună. Vă mulțumesc! Doamna Roxana, vă mulțumesc mult! Doamna președintă, mă bucur să fiți alături de noi, l-am văzut și pe domnul Claudiu. Mă bucur că sunteți în această sală. Astăzi, zic eu, a fost o ședință de constituire, elegantă și cu responsabilitatea voturilor pe care fiecare dintre noi le avem în spate. Dincolo de partidul care reprezentăm sau am ajuns în administrație, consilier sau primar printr-o conjunctură politică, începând de astăzi, aveți responsabilitatea fiecărui vot. Felicit consilierii, felicit inițiativa și acceptarea doamnei Bortoș Gabriela de a candida la viceprimar. Nu a reușit, mergem înainte. Dumneavoastră aveți obligația să o ajutați pe doamna primar pentru a face lucruri bune în comună. Eu nu am să vorbesc atât de apăsat, dar vă spun sigur, doamna contabilă, am să vă rog pe dumneavoastră în zilele următoare să-i prezentați doamnei primar situația financiară a primăriei, pentru că într-adevăr sunt 34 de miliarde în cont care rămân pentru Comuna Părgăreș, nu rămân pentru doamna Victorița, nu rămân pentru consilierul Trifan sau pentru cineva, rămân pentru comunitate, iar eu din poziția și încrederea pe care mi-a dat-o partidul ALDE, voi susține cât pot ca această zonă frumoasă și mai ales Părgăreștiul să beneficieze de tot ce este bun pentru, nu aș putea să spun cetățeanul meu, dar pentru fiecare cetățean de pe această vale frumoasă a Trotușului. Încă o dată vă felicit, multă putere de muncă și de mâine vă apucați de treabă. Mulțumesc! Mai dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Nu? Încheiere. Personal, doresc să vă mulțumesc pentru participare și pentru modul în care ați înțeles să vă prezentați la această primă ședință de constituire a Consiliului Local al Comunei Părgărești. Am avut emoții deopotrivă pentru că o parte din sufletul meu a rămas aici de pe vremea când eram secretar al Unității Administrative Teritoriale Părgărești, de pe vremea când am participat în această calitate la ceremonia de investire și de depunerea jurământului a domnului Gheorghiță Marius atunci în calitate de primar. Anii s-au dus, noi nu am uitat de unde am plecat. Și cu siguranță nici domnul vicepreședinte nu a uitat și
sunt sigură că nu veți uita că de aici v-ați deschis aripile și că o veți sprijini. Am certitudinea că o veți sprijini pe doamna primar în toate proiectele pe care dumneavoastră și le-a propus împreună cu echipa. Nu uitați că atât dumneavoastră ca aleși local, cât și noi ca funcționari publici lucrăm în slujba cetățeanului. Deci, acesta este cel mai important atribut al nostru. Ca să nu vă mai, să nu mai abuzez de răbdarea dumneavoastră, în final, din partea domnului prefect al județului Bacău, domnul Ioan Ghica, vă rog să-mi permiteți să vă adresez felicitări și să urez tuturor un mandat fructuos, multă putere de muncă, mult succes și multă sănătate. Declar lucrările ședinței de astăzi închise. Asta a fost. Să nu plec. Mulțumim.